Elevii și preșcolarii s-au bucurat în perioada 23 aprilie-3 mai de vacanța de Paște, iar de miercuri se vor întoarce la școală. Conform calendarului, copiii mai au șapte săptămâni de cursuri, iar până la data de 20 mai, aceștia trebuie să susțină tezele. Pentru cei aproximativ 260 de olimpici din întreaga țară, care sunt în clasa 12 a 12-a, va urma o perioadă plină de emoții. Aceștia vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea specială, care va avea loc în perioada 14 20 mai la Brașov. Ministerul Educației a publicat miercuri 27 aprilie listele nominale cu absolvenții de liceu care pot participa la această sesiune a examenului maturității. Prima listă se referă la absolvenții de liceu care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale pe discipline școlare și absolvenților de liceu care susțin examenul de admitere în universitățile din străinătate și cumulează 71 de tineri. Cea de-a doua listă cuprinde absolvenții de liceu care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale sportive, și cuprinde 188 de persoane. Vacanța mult așteptată de toți elevii, și anume cea de vară, va începe în data de 25 iunie. Mai devreme vor termina copiii din clasele terminale din învățământul liceal, respectiv pe 3 iunie, dar și elevii claselor a 8, -a, care vor termina pe data de 17 iunie.